Nu, nu este o greșeală, tot pe canalele de amenajări sunteți, tot navigam eu așa pe OLX-ul ăsta, mă uitam după niște oferte la apartamente și la garsonire și mi-a dat atenția un anunț și vă rog să fiți atenți foarte puțin timp și apoi să-mi spuneți voi dacă eu sunt nebun sau dacă cineva a luat o razna, piața asta imobiliară sau cei care cer prețurile astea astronomice. Îmi place foarte tare că domnul are la profil apartamentul de nota 10, foarte tare așa, deci ar trebui să fie un apartament de nota 10, dar să vedem ce spune. Vând garzonieră vis-a-vis de mall, etaj 3 din 4, foarte spațioasă, lux. Evident și mie mi-a atras atenția acest aspect și m-am uitat și eu la poze să văd, Bă, ce lux o fi pe aici prin garsonieră asta. E garsonieră, nu e apartament. Și... Hai să vedem ce, ce e aici. Ia să vedem. Este lux, într-adevăr? Sunt eu nebun sau s-a schimbat luxul? Ce lux poate fi aici? Faianța aia la bucătărie de vreo 20 de ani, firul a atârnat nici de cum nu înseamnă lux, aglomerată cu arcade, exact ca cu 10 ani. Bă, zic, o fi greșit. Uite, și televizorul ăsta, uite cum se vede canal cablu ăsta care alimentează televizorul apartament de 20 de ani, deci pe puțin de 20 de ani e renovat. Uitați-vă și voi, țevile cum sunt. Vai și amar de capul meu. Mă, dar ce o fi de atât de scump? Ea să vedem că nu suntem nici în București, nici în Cluj, nici în Timișoara, nici în orice altă zonă a Suntem în Târgu Jiu, în Târgu Jiu, da. Orașul ăsta uitat de lume, unde dacă se asfaltează o bucată de stradă, deja lumea se întreabă ce o fi. Hai să vedem ce e cu apartamentul ăsta, pardon, garsoniera. Descriere. Vând garsonieră mol. Ca să înțelegeți cei care nu sunteți din Târgu Jiu, molul este undeva la marginea orașului, undeva lângă râul Jiu. Dacă te uiți în partea din față, dacă te uiți în față cumva, vezi molul. Îți dai seama. Deci asta e marea poziție. Fiți atenți aici. Etaj 3 din 4, bloc construit în 1992, un singur proprietar, act în regulă, imobilul are 9,9 în certificat energetic, fără vicii ascunse, imobilul fiind situat în mijlocul blocului. Băi, hai să vă spun eu care-i treaba. Blocul ăsta este un bloc care arată groaznic, nu vreți să intrați în casa scării, are o fața de DNA de acum 50 de ani, nu este izolat, Probabil că are zidurile de 20 de centimetri. Zice, hai să fim serioși, are 9,9 pe certificat energetic? Sigur că da, are 9,9, Da. nici măcar nu este izolat blocul ăsta. Despre ce vorbim? Și are un acoperiș blocul ăsta, da zici că ești în filmele alea, uh, alea vechi, alea comuniste. Păi și-am zis, bă, ce-o fi de atât de scump? Pentru că această garsonieră are 30 de metri pătrați. Deci peste 2000 de euro un metru pătrat pentru o garsonieră, la etajul 3, neizolată, cu niște finisaje de căcat, care oricum trebuiesc stricate și făcut de la zero, și omul spune că are lux. Bă, dar în ce, în ce lux trăiești tu dacă tu uh, concluzionezi că ăsta este lux în acest apartament, în această garsonieră? Uite, și fii atent, mi-a mai atras atenția că nu făceam clipul ăsta că nu am niciun interes. Proprietatea este renovată complet, are îmbunătățiri. Geant termopan vopsea marco, cu o instalație electrică cupru, fiți atenție, mai aveți pe aluminiu cumva? A, termică și sanitare sunt refăcute complet, așa, aer condiționat nou, radiatoare aluminiu și ușă metalică la intrare. Vă vă dați seama ce îmbunătățire are asta să fiu, am mai dacă nu, chiar m-a făcut, deci am râs cu am zis să înregistrez clipul ăsta, că nu știu dacă o să-l postez. Dar mi se pare foarte aiurea să supraevaluez un bun care până la urmă are 30 de metri pătrați, să fim serios. Și titlul să spui că este foarte spațioasă. Bă, dacă dracu să fie foarte spațioasă dacă, dacă are 30 de metri pătrați? Hai să fim serios. Și fiți atenți aici. Este disponibil la vânzare, se poate viziona oricând. Prețul afișat este pe, pentru vânzare cash. Se acceptă și vânzarea prin credit la 63.000 de, de euro. Bă, tu e toți la cap. Un apartament nou costă 63.000 de, de euro. Unde n-ai crezi cu o bucată de garsonieră? Cu o leacă de garsonieră? Hai să fim serioși. Vă rog să nu mai dați oferte de genul îți dau 58.000 de, de euro. Să crezi tu că ți-a dat cineva oferta asta. Asta cred că ai vrea să-ți dea cineva. Și vin mâine și facem actele. Nu o vând din nevoie de bani, ci pentru că nu mai mi este de niciun folos. Am plecat din județ foarte bine că ai plecat, nu vă deranja să mă căutați pentru negociere. Deja este sub prețul pieței. Hai mă fi serios. Hai să spun -o care e prețul pieței la o garsonie de genul. Este sub 1000 de euro. Cine vinde? Într-adevăr, anunțul ăsta e de mult pe internet. Îl tot actualizează domnul acesta. Dar mi se pare prea, cum se, prea aiurea. Din cauza ta, vânzătorului și a altor persoane, piața asta imobiliară pare că este intangibilă și nu este așa. Se cumpără și se vând apartamente, dar la prețuri corecte, nu la peste 2000 de euro pe metru pătrat. Deci fac clipul ăsta în speranța că mă vei vedea și ori, nu știu, fă ceva, dar bă, că ar pune anunțul și pune un anunț cinstit. Nu mai spune că e lux, nu mai spune că are îmbunătățire, nu are nimic. Bă. Totul este varză acolo, totul trebuie refăcut. Așa că ci eu, rog insistență să nu deranjați inutil dacă nu sunteți cu adevărat interesanți. Adică eu te bat mă, dacă mă, mă suni, tu îmi cumperi garsoniera, dacă nu eu te bat, pe ce mă deranjez degeaba? Mai ales că ți-o las la uh, super oferta asta de 2000 și un pic de euro pe metru pătrați. Hai să fim serioși garsoniera este pentru oameni cu pretenții cred că tu ai uitat pretenții de acum 20 de ani când ai amenajat garsoniera asta și spui că garsoniera e cu pretenții. Din punctul meu de vedere și vreau să-mi spuneți și voi ce care vă uitați, dacă ăsta e lux, înseamnă că eu trebuie să mă las de meserie. Tot ce văd în apartamentul ăsta, garsonieră, ce dracu fi, este o amenajare de peste 20 de ani vechime, învechită, urâtă, încărcată, nici de cum nu-i spațioasă și ai nevoie de îmbunătățiri total. De fapt, ai nevoie de o renovare totală ca să poți să faci ceva. Mai ales că zici că e în zona asta de lux, îți dai seama, ești la mol. De ce nu spui că după mol vine râul Jiu și apoi vine zona industrială? De ce nu spui asta? Cine știe zona, nu o cumpără. Îți dai seama că nu dă nimeni atâția bani. Am mai vorbit și eu cu oameni de prin zonă și mai mult 30 ceva de mii de euro nu face. 38 de mii s-a vândut lângă tine. Așa că te rog eu frumos vinde garsoniera la prețul corect, dar nu mai încurca lumea, pentru că lumea se panichează când vede că tu ceri atâția bani. Tu nu-ți dai seama că sunt oameni care fac crepte, care muncesc ani de zile prin străinătate și vor și ei să aibă un acoperiș deasupra capului și tu vii și vinzi asta și spui că este lux. Doamne ferește! Vă mulțumesc pentru atenție, dacă aveți ceva de adăugat, Lăsați un comentariu mai jos, dacă nu v-a plăcut acest clip apăsați butonul de dislike, dar am avut o părere sinceră și cred că și voi sunteți în asentimentul meu, piața asta imobiliară a ca luat-o razna și e păcat de ea.